marketul respectiv, aveți agențiile care sunt niște intermediari și care de cel mai multe ori vă ajută într-un fel sau altul să ajungeți acolo și cel mai important, și o să vedem de ce, sunteți voi. Ok? Și ați iau pe fiecare și o să încerc să, să vă fac o perspectivă care mai și demolează niște mituri și care vă și dă o imagine corectă a ceea ce se întâmplă. Clienții finali. Și o să ascultați aici, aveți în față doi dintre cei mai importanți comunicatori în România. Și o să fac jocul ăsta dintre ce credeți voi sau ce spun ei că așteaptă de la voi și care este realitatea. Haideți să vedem cu ce vă spun ei că așteaptă de la voi. Ce credeți că așteaptă de la voi? Interaction. Profesionalism. Altcineva? Vânzări. Performance, într-un fel. Results, return on investment. Adică, faptul că au apelat la voi trebuie să aducă niște beneficii foarte clare. Da? Asta este ceea ce declară, ceea ce spun în momentul în care aleg la un moment dat să utilizeze, să activeze partea asta de zonă socială. Și asta înseamnă absolut tot. Înseamnă și oameni atinși, și tot ce înseamnă reacția oamenilor, și tot ce înseamnă, nu știu, până la lead-uri și altceva. Toate astea, da? E, ce cred eu că de fapt așteaptă? Și din experiența mea, ce s-a dovedit că așteaptă? Personal Customized Involvement. Vă așteaptă pe voi să fiți voi. Să încercați să faceți din comunicarea respectivă, să dați o notă personală comunicării, transmiterii comunicării mai departe. Dacă nu puteți să faceți asta, dacă doar o transmiteți, nu știu, mecanic mai departe, nu aveți valoare. Încercați ca în momentul în care vă implicați într-o campanie să aduceți un plus, să aduceți nota personală, nuanța personală în povestea respectivă. Asta se așteaptă la voi. Goodwill. Suntem deja în faza în care personal trag de blogger. Adică invităm, facem lucruri, dezvoltăm concepte, campanii, comunicări, dar greu. Întotdeauna se va face un contrast foarte bun față de 2-3 care au goodwill și o fac mai bine și fac un efort și se angajează în povestea asta mult mai mult decât ceilalți. Lucrul ăsta se vede imediat. Faceți lucrul ăsta și veți fi văzuți, veți fi apreciați. Este și o chestie paradoxală aici. Clienții de cele mai multe ori nu prea vă cunosc. Nu știu cine sunteți, merg cumva mai mult pe recomandările noastre, pe ce le spunem noi că se va întâmpla, etc. Dar odată angajați în povestea asta, se implică mult mai mult decât agențiile. Deci de multe ori primim telefoane, mail-uri în care se spune, ai văzut ce a făcut ăla acolo? Ai văzut unde? Pe blog? Nu pe blog, în partea cealaltă, pe Facebook-ul ăluia de care nu știu cum. Deci, gândiți-vă la clienți ca niște oameni foarte atenți la ceea ce faceți. Să nu credeți că treceți neobservați. Și good video să observă. La fel, extra effort. Relația cu social media nu este o relație cu niște termeni foarte clari, foarte bine stabiliți. Este o relație largă, să spunem. Flexibilă. Faceți extra effort. Dați mai mult decât promiteți. E foarte important să se vadă asta. Ca să aveți la fel un răspuns bun de la brandul. Se așteaptă la numele brandului, la link-uri și la poze pentru brand. Ok? Oricât de ciudat ar părea, se așteaptă și la lucrul acesta. Trebuie să înțelegeți și ăsta este, dacă ajungeți să înțelegeți chestia asta, vă va ușura foarte mult munca. Pentru clienți, brandurile lângă care stau zi de zi sunt ca și copiii lor. Sunt cel mai drag lucru de care vor să audă zilnic, vor să audă de bine, vor să audă cu poze, vor să audă cu link-uri.
trebuie să înțelegeți chestia asta, dacă vreți să vă profesionalizați. Da? Business knowledge, foarte important. Suntem în situația în care, depășind oarecare masă critică, din ce în ce mai mulți oameni se aruncă social, se aruncă în zone din ce în ce mai largi. Fără însă să aibă un background de business, fără să înțeleagă cum funcționează lucrurile, fără să înțeleagă locul unui produs la raft, în mintea oamenilor, în portofoliul de produse al companiei. Este un lucru care va aduce un avantaj. Dacă cunoașteți aceste lucruri, dacă vă aplicați asupra lor, aveți un avantaj. Aveți o imagine mai de ansamblu a lucrurilor. Ok? Încercați să faceți pasul ăsta. Și pasul ăsta puteți să-l faceți foarte simplu. Întrebați agenția, cereți un training înainte. Am campania pe Dacia. Hai să vă șoci cu Dacia asta. Cine sunt oamenii aia? Ce e mașina asta? Care sunt așteptările voastre? Și așa mai departe. Încercați să nu le luați ca și toate sunt în același fel. Poate vreau să aflu puțin despre target și despre obiectivele tale. Nu este o abordare profesionistă. Nu vă va face să faceți diferența. Brand understanding. Brandul nu este un lucru. Brandul este o relație. Este, reprezintă niște atribute pe care cumva comunicarea și tot ce se întâmplă de la procesul de fabricație până la cum arată la raft, le atașează unui produs. Înțelegeți ce este brandul. Este foarte important pentru voi. Pentru că de multe ori și Zoso, de exemplu, a amintit chestia asta, îl luați în derâdere. Mi se pare ceva la mișto. Mi se pare că e și acolo ceva. E o discuție neimportantă. Nu este neimportantă. Este foarte important să vă interesați despre valori, despre culori, despre absolut tot ce înseamnă brandul respectiv. Despre percepții la consumator, despre zona aspirațională a consumatorului. Că vorbeam de campania Bergenbier. Da? Dacă înțelegeți asta, veți fi mai aproape de ce își dorește clientul respectiv, veți face un material mai valoros în momentul în care faceți ceva, vă implicați. Love. Love, love, love. Poate cea mai importantă problemă, sau cel mai important desiderat la care trebuie să ajungeți. Nu faceți lucruri pentru branduri pe care nu le înțelegeți, pentru care nu aveți nicio considerație, pe care nu apucați să le iubiți. Încercați să vă găsiți un portofoliu de branduri care să vă satisfacă interior cumva, să vină dintr-o pornire interioară, pentru că asta sunteți. Sunteți niște oameni care au la fel, nu știu, aspirații, au un univers sau o cultură și se leagă de anumite lucruri. Încercați să vă alegeți brandurile pe care le iubiți. Foarte important. Loialitate. Acum toată lumea face orice. Acum cineva face ceva pentru Bergenbier, mâine se duce la Ursus. Not ok. Nu faceți asta. Oamenii de aici, clienții, noi, agențiile, observăm și penalizăm comportamentul ăsta. Pentru că noi ne căutăm niște parteneri pe termen lung care să înțeleagă și să fie aproape de felul în care gândim zilnic și în care trebuie să construim ceva zilnic. Oameni care zilnic se duc dintr-o parte în alta, în afară de lista de relevanță, mai vorbim de povestea asta, nu o să ne dorim să lucrăm. Încercați să construiți relația asta între dragoste, portofoliu de branduri, termen lung. E esențial. Bun. Responsabilitate. Responsabilitate înseamnă să nu vorbești aiurea. Să nu vorbești aiurea chiar dacă e tentant să vorbești aiurea. Chiar dacă ai jumate de informații. Chiar dacă este... Te înhaitezi așa într-o discuție care apare la un moment dat. Vorbește aiurea, se va vedea. Într-un fel sau altul, ești etichetat, ești evaluat pe chestia asta. Ok? Bun. Agențiile. Ce declară agențiile că vor de la voi? Cine spune?
Relevanță. Relevanță. Bun. Unii vin la voi și vă spun, băi, vreau să te ajut. Fii atent. Vreau să te ajut, am o campanie. Alții vin și spun, băi, am nevoie de ajutorul tău. Da? Ăștia sunt mai importanți, blogării mai importanți, am nevoie de ajutorul tău. Alții, într-un fel sau altul, need a favor. Cam așa începe discuția într-o relație agenție-blog. E cumva un început de discuție mincinos. Ce vor agențiile de fapt de la voi? Ce credeți că vor? Sau care este cumva scopul esențial al unei agenții pe piața asta? Cititori, clienți. Greșit. Influență. Agențiile trăiesc pe piața asta într-un mecanism foarte simplu. Ele trebuie să livreze creativitate. Ele trebuie să livreze produse care se văd pe piață. Produsele respective sunt apreciate de consumatori și de clienți în același timp, iar clienții vin la agenții. Asta este mare ecuație a agențiilor. Dacă nu ai un produs bun, dacă nu ai o campanie despre care se aude, despre care se vorbește, despre care, consumatorul, este încântat clientul și competiția și așa mai departe, ești degeaba pe piața asta. Poate doar că ai cel mai mare prețuri, dar asta e fluctuant. Deci, agențiile au nevoie și vor un produs. Asta caută de fiecare dată când sună cineva. Ei au nevoie de un produs cu care să comunice. Voi sunteți parte al acestui produs. Trebuie să înțelegeți perspectiva asta. Construiți împreună cu agenția un produs, un produs de comunicare, care ajunge la niște oameni, care îi face să interacționeze, care aduce niște rezultate. Dar, at the end, mintea mea în momentul când pun pe planșă o campanie este cum am cel mai bun produs de comunicare. Cum mă puteți ajuta voi să am cel mai bun produs de comunicare. După aceea caută un deal. Toți trăim pe bani. Eu am un buget de la client pe care trebuie să-l folosesc la maxim. Întotdeauna o să caut un deal cu voi. Întotdeauna deal-urile pe perioadă mai lungă sunt mai bune. Încercați să faceți portofoliul de branduri, deal-uri pe perioadă mai lungă. Și pentru voi și pentru mine este mai bine așa. Results. Agenția este într-un contract de rezultate cu clientul. Eu trebuie să livrez, într-un fel sau altul. Ok? Endorsement. Agențiile vor să se atașeze de niște nume pe piață. Vor să fie acolo unde se întâmplă lucrurile. Este vital pentru felul în care funcționează PR-ul, comunicarea, da? Autoritatea pe piața asta. Voi vă atașați și cu agenție în momentul când vă atașați cu un brand. Trebuie să înțelegeți și partea asta. În extra help. Campaniile se întâmplă în deadline-uri scurte, banii sunt puțini, se muncește mult. Agențiile caută întotdeauna de la voi un ajutor, un input pentru produsul final. Trebuie să fiți willing să-l oferiți. Partnership. Pe perioada lungă v-am povestit. Și acum despre voi. Haideți să vedem ce vă doriți voi. Ce spuneți că vă doriți voi. Nu știți. Asta e principala problemă. Că nu știți ce vreți. Ce se întâmplă pe piață? Acum, pornind la ce se vede, ce se percepe pe piață, este foarte mulți și acum îmi cer scuze, generalizez, evident. Asta e, pentru a face un point trebuie să generalizezi, nu poți să mergi și pe excepții. Foarte mulți dintre voi vă doriți easy in, easy out. Pac, am livrat slam bam, thank you man. Știți, da? Deci, foarte mulți au această abordare. Ok, cât durează, ce trebuie să fac? Aia am mers, ok. N-am primit banii. Da? Cantitate, vreți multe. Nu mă inscriu acolo, nu facem și chestia, nu avem ceva acolo, am eu trei, nu știu, inițiative personale, mă bag și în chestia cealaltă, cantitate, să fiu vizibil. Este evident o nevoia voastră să fiți vizibil, să fiți pe piață. Să aveți exposure. Asta vă doriți. Credeți că asta este important. Cantitatea aduce exposure, aduce,
relevanță în povestea asta și vă caută mai mulți. Sunteți mânați de nevoie. Asta este cumva mantra sub care funcționează acum zona socială. Nevoia. Am nevoie. Da? Ce cred eu că ar trebui să căutați, de fapt? Trec mai repede, că am mai vorbit, da? Long-term relationship value. Asta este o discuție esențială în zona socială. Din punctul meu de vedere, și ar fi foarte bine, cred, și din punctul vostru de vedere, voi nu sunteți blogger. Din punctul meu de vedere, voi ar trebui să fiți influențatori. Influențatori. Să aveți o personalitate, să puteți aduce o valoare care să influențeze oameni. Că o faceți prin intermediul blogului, că o faceți prin intermediul Facebook-ului, că aveți acțiunile voastre proprii, că organizați evenimente, că faceți tot felul de alte lucruri, neimportant. Voi contați ca și influențatori. Cu cât o să vă duceți cu gândul, cu mintea înspre partea asta, cu atât veți fi mai bine priviți, mai băgați în seamă. Nu sunteți blogger. Blogul este o unealtă. Voi trebuie să transcedeți blogul. Trebuie să aveți o părere, trebuie să aveți o valoare pe care să o dați mai departe și să fie foarte clară, să fie foarte single-minded, ca să puteți fi băgați în seamă. Trebuie să există această relevanță între brandurile pe care vi le alegeți, mai povestit. Și trebuie să vă construiți întreaga poveste pe dragoste, pe afinitate. Ok? Bun, ce se întâmplă astăzi foarte repede? Hit and run. Everybody does everything, totdeauna se făcea la de toate, câte puțin din fiecare și repede. Totul este făcut în același mod, advertorialul este la putere, postul pe blog, altfel numit acum, și postul pe Facebook și link-ul și mai știu eu ce. De aceiași oameni care au uitat cine sunt. Ok? Ce se întâmplă astăzi în zona socială este că mergeți, construiți pe un model de vindere a audienței. Din ce în ce mai mulți bloggeri se laudă cu audiența și vor să-și vândă audiența. Dar este cea mai mare greșeală pe care puteți să o faceți ever. Pentru că în a-ți vinde audiența, sunteți la concurență cu alte tool-uri care își vând audiența. Sunteți la concurență cu media, sunteți la concurență cu Facebook. Și prețurile astea scad. Și voi sunteți într-o cursă în care trebuie să vă scădeți prețurile. Pentru că vă vindeți audiența. Pentru că n-aveți valoare. Trebuie să vă regăsiți valoarea. Pentru că jocul ăsta pe care îl jucați în zona de audiență, în zona de toate, mult, repede, să cresc, să am audiență, să fiu băgat în seamă, este greșit. Trebuie să vă întoarceți la voi, la cine sunteți, la ce aveți de oferit, la dragoste. Aici sunt niște to-do-uri pentru oricine vrea să fie profesionist în comunicarea asta. Și o să trec foarte repede prin ele. Brand communication, am mai vorbit despre el. Trebuie să înțelegeți întreg complexul în care intrați. Clienți, owners, stakeholders, ori lucruri de care depind povestea asta, trebuie să fiți profesioniști. Trebuie să aduceți o valoare comunicării în care vă implicați. Nu sunteți transmițători, nu sunteți goarne. Trebuie să fie ceva mai mult. Trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți către cine, cum comunicați. Aici sunt niște pași și niște lucruri pe care ar fi bine să le faceți dacă vă implicați în povestea asta de a fi profesioniști în comunicare. Să vă alegeți 2-3 branduri care să vi se potrivește cel mai bine, unde aveți cel mai bune cunoștințe, unde puteți aduce ceva în plus. Să lucrați tot timpul pentru ele, nu o lună, jumătate, o săptămână, un post. Trebuie să fiți aproape de ele non-stop. Trebuie să lucrați cât mai aproape de cei care vă pot explica, care vă pot aduce înțelegere pentru a genera valoare mai departe. Trebuie să lucrați pe performanță, pe bonusuri de performanță, nu să fiți plătit la post, să fiți plătit la ce generați. Trebuie să argumentați acest model și agențiilor și clienților. Pentru că dacă sunteți valoroși, veți câștiga mult mai mult, bazându-vă pe povestea asta. Asta am vorbit. Cereți-vă în agenții, cereți să înțelegeți brandul pe care vă plac și pe care vreți să lucrați. Este un plus pe care îl aduceți. Trecem. Selling.
trebuie să știți să vă vindeți. E un proces foarte greu, foarte complicat, cu argumente, cu lucruri, trebuie să încep să-l învățați. E important pentru cariera voastră, pentru propriile voastre proiecte, pentru felul în care vă vindeți ca și brand pe piața asta. La sfârșit, trebuie să vă întoarceți la voi. You. Despre asta este. Despre valoarea intrinsecă a voastră. Despre gândul pe care îl construiți în jurul vostru și care va atrage foarte multe beneficii. Sunteți într-un business personal bazându-vă pe ceea ce sunteți, nu pe cât adunați contextual în jurul vostru. Și ar trebui să vă întrebați și vă las cu întrebarea asta, dacă știți încotro mergeți și dacă aveți acest brand personal, dacă știți cine sunteți și ce construiți. Mulțumesc! Felicitări, Mugur! Nu știu dacă ați urmărit hashtag-ul, dar oamenii au început să scrie pe hashtag. Mult de bine despre prezentarea ta. Felicitări! Dacă aveți întrebări pentru Mugur, vă rog, Fabia, are o întrebare pentru tine. O să vorbești tare, te rog, tu de acolo. Vale. Se pare cumva că sunt oameni care lucrează foarte tare la branding. Și aici vorbim și de blogger și de companii și mai puțin la produsul lor? N-am înțeles întrebarea. Alexandru Negre, exemplu. Se pare că lucrează foarte mult la brandul lui, la cum este pe... Dacă ține și de substanță, adică. Dacă... Lasă-mă să termin. Nu. Lucrează, mi se pare că lucrează, sunt oameni și companii care lucrează foarte tare la brandul lor și mai puțin la produsul pe care îl branduiesc. Fă-mă să înțeleg, nu înțeleg. Dă-mi un exemplu. Ăla face aia și nu face. Deci omul lucrează foarte tare la brandul lui, cum arată, cum dăm poză, ce cămașă are și... Deci la brandul personal și el de fapt nu este îndeajuns de... sau nu se ridică la înălțimea așteptărilor pe care și le generează. Corect. Da. Ca toate situațiile posibile. Sunt unii care sunt subapreciați, sunt foarte buni, nu au brand personal, nu sunt vizibili. Alții sunt în partea cealaltă, alții încearcă să le facă pe amândouă. It's a no-brainer. Alte întrebări? Good.